Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Suntem fani Mihaela Bilic, mai ales la foame, ceea ce înseamnă că tot timpul prietena și colega noastră Mihaela recomandă să mâncăm liniștit salată orientală, că nu îngrașă. Serios? Salată orientală, dacă ați uitat cumva, are cartofi, ouă fierte, măsline. Și ceapă. Ceapă. Cel puțin astea patru sunt obligatorii și ulei. Mi-e o foame de leșină. Mamă, n-am mai mâncat. Mă duc direct la bufet de acum. Și nu am mai mâncat. Pe ca 10 ani de când am mai pus în gură salată orientală. Când eram mic, mâncam într-una salată. Ba, au fost niște preparate, cred că în viața fiecăruia dintre noi, de care am abuzat. Da. Și șteluțe cu sos roșu. Am mâncat, cred că, 15 ani. N-am mai mâncat de circa 20, deloc. Salată orientală. Dar uite, sunt pe de altă parte preparate. Piure. Cum ar fi salata bef. Care dăinuie. Se pune mai întâi piureul ăla fierbinte aburind și se face cu lingura așa. Mama făcea trei fante. Lingura, pac, pac, pac. Și după aia punea chifteluțele și sos în fantele alea de piure. Maica mea. Plating, tată. Ce, de asemenea, chifteluțe cu sos alb îmi făceau ambele bunici. Alea cu sos alb, sos sos de smântână. Mama mea, sunt peste alea cu sos de lămâie. Roșu. Dacă vrei și cu puțin cimbru, hai mă că te învățăm să gătești. Sunteți foarte drăguți. Ce ești gras acum, stai să vezi. Gordito. Nu, no, mai gata. 115 e nivelul maxim. Dacă, zice Mihaela Bilic, dacă ar trebui să consumăm mai des un preparat, salata orientală ar fi acela. Ar merita să fie introdusă inclusiv în meniurile din restaurante. Chiar așa, nu există în restaurante salată orientală. Indiferent de combinații, salata de cartofi e hrănitoare și pentru noi și pentru bacteriile benefice din intestin. Amidonul răcit și recristalizat din cartofi are efect prebiotic, este substrat hrănitor pentru microbiotă. La mine microbiota, cred că s-a făcut macrobiotă. Am o macrobiotă. A crescut așa circular în jurul buricului. Da, se numește colăcel. Ce colăcel? Colac. Se numește OZN. Auzi, dar de ce nu ne ajută asta când merge la mare, colacul ăsta? Depinde la ce. Adevărul că da, nu ne mai ajută la nimic. La nimic. Indicele glicemic, zice Mihaela, pentru cartoful fiert este 58, față de 70 pentru pâine, paste și orez. Ai înțeles? Da. Deci cartoful e mai dietetic decât pâinea, pastea și orez. Nu cartoful îngrașă, ci grăsimea cu care îl îmbogățim. Ci cantitatea și cantitatea mâncată în care îl consumă. Păi asta e o Mihaela șmecheră. Ea ne zice, mâncați salată orientală, e sănătoasă. O ceșcuță de cafea de salată orientală. Cam așa cred că zice. Un ristretto de salată orientală. Puneți cartofi în ciorbe și tocănițe. Mâncați salată orientală și piure. Iar din când în când câte un cartof prăjit. Pentru că o lingură de ulei are 100 de calorii. Eu nu știu ce linguri are Mihaela acasă, dar lingurile mele sigur n-au 100 de calorii, ci mult mai mult. Cred că ea confunde noțiunea de lingură cu linguriță mică de cafea espresso ristretto sau ceva. Mai mult, Mihaela, citată de DCNews.ro, ne recomandă să punem și topping, mă, la salata orientală. Bă, n-ai cum, fata asta râde de noi. Deci Mihaela, pe cuvântul meu, este, are cel mai subtil umor posibil. Eu nu cred că e posibil așa. Dar ce topping? Ca topping se pot folosi bucățele de costiță prăjită, șuncă, felii de cărnați, cremvârști, ton la conservă sau somon afumat. Și dressing-ul, zice Mihaela, poate varia. De la clasica vinegretă cu ulei și oțet la sos de iaurt, maioneză, pesto, sos remulat. Și-a urmat direct. Dacă te duci în sos remulat, deja e nenorocire. Crezi altceva, da. Deci, cred că secretul este în cantități. Cred că la chestia asta, deci dacă faci o salată orientală, cum zice Mihaela, și pui topping de costiță prăjită, felii de cărnați și sos remulat, și pui niște maioneză sau sos remulat, practic te îngrași numai dacă o miroși. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.